În fiecare zi, la ora 12, clopotele din bisericile catolice bat în întreaga lume. Acest lucru se întâmplă neîntrerupt de peste 500 de ani și are o legătură directă cu Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei. Victoria acestuia la Belgrad împotriva armatei turce condusă de Mahomed al II-lea în anul 1456 i-a adus recunoștința întregii lumi catolice. Dar haideți să luăm povestea de la început. Ioan de Hunedoara, mult mai cunoscut ca Iancu de Hunedoara, a fost ban al Severinului din 1438, voivod al Transilvaniei între 1441 și 1456 și regent al Ungariei între 1446 și 1452, un mare comandant militar, tatăl marelui rege al Ungariei, Matei Corvin. A repurtat câteva victorii care au rămas în istorie împotriva Imperiului Otoman, care viza ocuparea Europei. Una dintre cele mai mari bătălii s-a dat în 1456 la Belgrad, otomanii fiind conduși de nimeni altul decât Mahomed al II-lea, cel care reușise să cucerească Constantinopolul, poate cea mai dureroasă înfrângere a creștinătății. Deși pare ciudat, se pare că între cei doi, Iancu de Hunedoara și marele Mahomed al II-lea cuceritorul Constantinopolului, exista un grad de rudenie. Istoricii care sunt preocupați de această ipoteză spun că înrudirea dintre cele două mari personalități ar putea avea o explicație plauzibilă. În general, este acceptat faptul că Iancu de Hunedoara era fiul nobilului român Voicu de Hunedoara și nepotul cneazului Șerban. O legendă spune că Iancu de Hunedoara ar fi fost fiul nelegitim al regelui și împăratului Sigismund de Luxemburg. Este cert însă faptul că Iancu de Hunedoara era fiul unei doamne din aristocrația transilvană, Elisabeta Morsinai. Istoricii maghiari folosesc numele de Erzsébet Morsinai, iar istoricii români folosesc numele de Elisabeta de Marginea. Această doamnă ar fi avut o soră, Stella, care ar fi fost răpită în timpul unei incursiuni otomane în sudul Transilvaniei. Stella, care avea o frumusețe deosebită, ar fi ajuns în haremul sultanului Murad al II-lea, iar în anul 1432 l-ar fi născut pe cel de-al treilea fiu al sultanului, Mahomed, cel care avea să fie cunoscut în istorie sub numele de Mahomed al II-lea, cuceritorul. Cât este de adevărat, nu putem ști, însă cei doi au ajuns față în față în bătălia de la Belgrad. Sultanul a mobilizat pentru cucerirea Belgradului forțe impresionante, circa 150.000 de soldați, o artilerie de asediu superioară celei folosite împotriva Constantinopolului și o flotă ce urma să acționeze pe Dunăre, 60-65 de galere și circa 150 de vase mai mici. Iancu de Hunedoara și-a întărit garnizoana cetății cu 5.000 de mercenari. Cu sprijinul călugărului franciscan Ioan de Capistrano, care a desfășurat o intensă propagandă pentru o nouă cruciadă anti-otomană, Iancu a reușit să ridice o oaste de circa 30.000 de oameni, în cea mai mare parte vlahi și sârbi ortodoxi, și o flotă improvizată formată din 200 de vase. Din 4 iulie 1456, timp de câteva zile, artileria otomană, compusă din 300 de tunuri, a bombardat zidurile orașului, încercând blocarea aprovizionării acestuia pe Dunăre cu ajutorul flotei fluviale. La 14 iulie, flota creștină ataca vasele otomane, distrugând 7 galere mari și mai multe mici, provocând dispersarea acestora și reușind aprovizionarea cetății. În zilele următoare, forțele terestre comandate de Iancu au reușit să spargă blocada otomană în zona Zemunului, ocupând poziții favorabile. La 21 iulie, sultanul a încercat să forțeze victoria printr-un asalt general. De două ori au reușit să pătrundă în oraș și de tot atâtea ori au fost respinși. Al treilea atac asupra podului, care asigura intrarea în fortăreață, a fost respins de trupele comandate de Capistrano. Asupra turcilor, care puseseră scări de asalt pe ziduri, a fost aruncată apă clocotită și materiale inflamabile.
Noi și noi detașamente de cruciați soseau pe Dunăre în cetate și spre seară au trecut la contraatac, orașul fiind depresurizat. La 22 iulie, armata creștină a trecut Sava, dezlănțuind atacul general. Tunurile turcilor au fost capturate și folosite împotriva armatei sultanului, care a fost rănit de o săgeată, fiind salvat de aga ienicerilor, Hasan, care și-a dat viața, protejându-l pe sultan cu propriul trup. La 23 iulie, turcii s-au retras în degringoladă, părăsind tabăra, lăsând în urmă o pradă uriașă și foarte mulți morți, circa 24.000 după sursele creștine, și prizonieri circa 4.000. Creștinii au pierdut relativ puțin oameni, circa 3-4.000. Concepția strategică modernă a lui Iancu l-a ajutat să-l înfrângă pe sultan, în ciuda raportului de forțe defavorabil creștinilor, și să obțină cea mai mare victorie de până atunci a creștinătății împotriva turcilor. Ca omagiu, Papa Calixt al III-lea a elogiat victoria obținută de Iancu de Hunedoara ca fiind cel mai fericit moment al vieții sale și a decretat printr-o bulă papală emisă pe 6 august 1456 ca toate clopotele bisericilor catolice din Europa să fie trase în fiecare zi la ora 12. Această practică a trasului clopotelor de amiază este atribuită în mod tradițional sărbătoririi internaționale a victoriei în bătălia de la Belgrad contra oștirii otomane a sultanului Mahomed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului. Iancu de Hunedoara a murit însă la puține zile după victorie, pe 11 august 1456, în tabăra de la Zemun din cauza ciumei. Mormântul acestuia se află în Catedrala Romano-Catolică de la Alba Iulia, iar pe sarcofagul de piatră al voivodului sunt ilustrate scene de luptă. Pe piatra sa funerară stă înscris: s-a stins lumina lumii. Până și sultanul Mahomed al II-lea, auzind de moartea lui Iancu, i-a adus omagiul său. Cu toate că a fost inamicul meu, la moartea lui m-am întristat, pentru că lumea nu a mai cunoscut niciodată un asemenea om. De aceea, atunci când, plimbându-vă agale prin oraș și din întâmplare la ora prânzului auziți cum clopotele unei biserici catolice încep să bată, să știți că asta se întâmplă datorită lui Iancu de Hunedoara.